Omul de afaceri Nelu Iordache, supranumit și regele asfaltului, a fost ridicat de procurorii DNA chiar de pe aeroportul Otopeni. Nelu Iordache se pregătea să zboare către Italia, însă a ajuns în cele din urmă la DNA pentru audieri. Alexandra Popescu știe mai multe despre acest subiect. Alexandra, bună seara! A ieșit de la audier Nelu Iordache? Bun găsit, Andreea. Da, a ieșit de la audiere în urmă cu puțin timp. Spune Nelu Iordache în momentul în care a ieșit că nu a dat banii nimănui și nici nu încerca să fugă din țară în momentul în care procurorii DNA l-au ridicat chiar din avionul care urma să decoleze spre Roma. De asemenea, Nelu Iordache a menționat și faptul că nu îi este teamă de o eventuală condamnare. Ulterior, din cauza că jurnaliștii îi puneau prea multe întrebări, acesta a luat-o la fugă la propriu și a fugit tare de jurnaliști care îi puneau întrebări incomode. Nelu Iordache, așa cum vă spuneam, a fost ridicat în această dimineață de pe aeroportul Otopeni de către procurorii DNA. Se întâmpla în jurul orei 9 dimineața, când capitanul aeronavei în care se îmbarcase Nelu Iordache i-a spus acestuia că are o problemă cu actele. În momentul în care a coborât din avion, Nelu Iordache s-a urcat direct în mașina procurorilor DNA și a ajuns aici la audierii. Acesta este suspect de trafic de influență și dare de mitră într-un dosar care vizează mai multe achiziții publice. De asemenea, nu este prima dată când este acuzat Nelu Iordache de corupție, acesta având mai multe trimiteri în judecată. De asemenea, omul de afaceri supranumit și regele asfaltului a primit și o condamnare în luna martie de 12 ani și jumătate pentru un dosar în care DNA îl acuză de faptul că a făcut evaziune fiscală și de lapidare într-un dosar care viza contabilitatea companiei de transport aerian Blue Air și în care făcea achiziții fictive de materiale publicitare, un prejudiciu care se ridică la 2 milioane de euro. Decizia în acest caz însă nu este definitivă, însă Nelu Iordache mai are o achitare într-un dosar de corupție care viza modernizarea Transalpina.